Da, am vorbit frumos, nu ți-am făcut nimica. Nu te-am luat la mișto, nu nimic. Când te-ai luat, peste picior atunci. Acum nu te-am luat peste picior, draga mea. Și prima oară când ai simțit gen... Nu, frate, prima dată am dedicat tot de aia de 100 de chile. Și de acolo s-a declanșat durerile astea? Da. Păi și ne-ai încercat să mergi la unul ăsta de... Psihiatrie? Oase, nu? Am mers și mi-a spus că trebuie să mergi să faci, cum îi spune, să slăbești, că așa nu... Păi și asta, ne-ai încercat să slăbești, Vasile? Nu. Când pleci, eu nu spune, când plecați? Să vedem când. Unde vreți plece? La Sorâsa. Unde? Nu știu. Unde, Vasile? Germania. Se uită doctorul la tine acolo? Da. Se uită doctorul la tine acolo? Da. Păi e bine, mă, sincer. Nu până tu Germania, cu Constanță. Ai, vedeam. Îl doare, mă, vezi? Doare, mă, dacă se teme acum. Păi toată peninsula asta, crede-mă, frate. Era și în cariere. Peninsula s-a băgat-o în sperieturi. Un sac aici, un sac aici, un șor și un sac de fier. Bă, frate, nu mai pot, frate, nu mai gata. Iisus, las că și așteaptă moartea, așa mi-a zis. Și cât ai alergat, bun, mâncați? L-am întrebat ce ajutor mai de la viață și el zice că să mă ia Domnul de sus. Așa a zis. Zice-l așa, mă, că-l doare și pe el, dar nu asta vrea. Nu asta dorința inimii lui. Cum să... Nici un om nu-și dorește treaba asta. Niciodată nu-i adevărat. Uh-huh. Îi spune așa, pe loc, că nervi, care, dar durerea lui și alea... Hai să-ți duci el bine, să mai fac o tără de terese, mai alea, crezi? Îi trece și el. Mai e de alea când îți dorești bău ăsta, nu? Când te-ai așa, să zici... Adică când vezi că gen cum ești și cum erai tu când tu zbuneai... Cum eram eu odată... El este Iona de la pod. Ionan. Care făcea freestyle. Ba, voi și Iona pe sus. Ce vârteau ce viața asta? Ce asta? Nu e, măi, de la filmat. Stinge-i tele ăla. Care da prea 20 de mii, mă? Nu, mă, 15 milioane, 350 de euro costă. 250 de pound, 300 de pound. Dar eram eu bine. Știi cum era, era campal. Lună. Dar eu știu, eu și de ce te cred, că eu știu cum era la tine acolo, că așa că nu aduc aminte când era. Și acum 10 ani era foarte curat la el. Și el acolo, frate, avea el camera aia, dar era, știai tot acolo ce era acum, ce alea. Da, era un om ce se poartă. Să mori, mă, era bine, frate. Da, mă, dar era îngrijit omul. Te vorbești cu spume? Și pe aici, cred că făceai o curățenie și pe aici să moară să facă bine. Mă, asta facea curățenie. Cred că și asta, ai mă, Vasile, și asta se întâmplă, Vasile, că e ceva de... Ce? Gen, ideea că nu mai poți face nimic din ce ai făcut. Nu mai pot, nu mai pot. Te și doare treaba asta, e adevărat sau nu? Bune. E o durere mare, că eu mă gândesc că adică când știi că tu zburdai pe aici, pe sus, te știa lumea de exterior și acum nu mai poți să te doare. Mai, probabil că este și o durere foarte mare, gen, afară de durerea... Are sac pe el. Nu merde, mă, Vasile, credere, zic că am sac pe mine, auzi și tu. Dar Vasile, că trebuia să-și un sac, așa că am zis și sac are. Nu merde, zic că am sac pe mine, auzi. O să zică, bravo, uite-ți în spatele, nu răcești. El are, are unitatea pe el, Vasile. Pune Vasile Bodaproste. Pune Vasile Bodaproste. Dar și ai prea multe am luat, prea multe. Ăsta, toate coclaurile. Toate coclaurile au umblat. Uitați cum merge ca o lebădă în ceată. Bravo. Dar nu mai are gata, că ai avut sub butelierii. Nu mai are, pe-a dat băieții la mitra mare, nu? Mai pune întrebări grele, pune întrebări grele de viață. Întrebări grele, discrepante. Ha? Nu mai dă astea. Cine eu? Da, nu poate mă dură să-mi zice unde aia, crezi că Băsescu? Păi la tine. Băsescu a făcut, nu el. Aia că Băsescu. Păi el nu ridică, de-abia ridică un paie, ce se ridice alea. Te maș pe gâtul lui. Și pe limpa lui. Nu mai bine, și ăsta cred că ți-a făcut numai bine, ai spus? Ai? Ai? Cred că și el are o parte. Deja, frate. Vezi, mă, știi că va în viață, pe bune, frate, durerea. Nu, nu, nu are numai o sursă, e ca o stat în mai multe părți. Înțelegi? Tu când crezi,
E numai, nu numai una, frate, mai multe adunate. De exemplu, vezi la el? Uite, a ajuns chiar o boală în corp. E și ideile care el nu mai e ce-a da. Și nepotul care îi face probleme, care lasă-mă că asta e ceva ce... Și că nu are bani mai ales. Mă, banii lasă-mi, banii, că când, ban, ai hrană, no. Când ai hrană și alea, ca să fii sănătos, că e mai important sănătatea. Nu trebuie bani, nu trebuie bani. Asta trebuie sănătate. Sănătate e cea mai importantă, frate. Trebuie să te faci și bani. Dacă era sănătos, Vasilică, cum alerga pe aici mâncați? Zău de nu, găsai o grămadă de bani acum tu pe aici, când se pau ăștia acum. Când aveai cu monezi, ce minte, mă, când găseai monezi și de-alea. Să te iau eu aici și... Acum tu ești nostalgic, știi? Tu alergai după, să-l prinzi așa, trebuia să alergi după să-l prinzi. Îl trebuie pe tine asta mâncat cu... Și mergea repede, rău. Că ăsta? Trebuia să mergi cu maxi taxi după el, nu știi? Serios, mergea grav, frate, tare rău, mi-aduc aminte eu. Aia degeaba ești la astea. Dă-te așa, dă-te așa, să mă... Cine nu știe, nu cunoaște, Vasile. Am terminat cu fragile. Două mâini pe volan, vreau. Mai prea întrebări. Nu, să mai respiri și el, mă, că și el... Tânăr. Nu, mă, dar e greu un pauză să înțelegi dacă tu îmi treci. Dă-te așa, mă, că... E greu. Eu știu ce spune, frate, că... Stă încruntat, din cauza la gușă. Din cauza la pizdă. Dar te tunzi singur, Vasilică, sau ți-mi tunzi? Te tunzi singur sau nu te mai tunzi de mult? Ce? Te tunzi, nu te mai tunzi? Mă, mai... A întrebat de câte ori faci baie pe an. Dar, dar din pensa aceea nu te bagă și pe tine nimeni la, la casă? Nu vrea să-l bage nimeni la baie. Nu te bagă nimeni. Vre. Nu, nu primește nimeni să facă și-l baie. Nici botonoc. Nici ăla, nici de-aia. Acum vezi să-ți dau de gol, primește-l tu. Păi ce fac, mă? Dacă vine omul la mine, îți faci baie dacă vrei. Că am apăcat. Dacă vrei, vine să faci baie, să mor eu. Hai, curat să-l bagi pe spume. Să nu facă baie, mă, dar ce am, nebunit? Vă băgăm să mor tu seara, lasă să facă baie caldă la tine, că e dor și lui. Vidi seara că aici stă el. Are cadă de lux. Da, e numai el singur. Are prosop, are tot. Da, mă, se spele și el. Să mor, tu-l lași. Bravo. Păi eu mă mir că eu nu știam că-l lași. Doar dacă era maică-ta. Păi dar n-ai fost aici. Și dacă era mai spunea și eu lăsa tot să nu-l lași. Nu-l lăsa. Bă, știi cum trebuie să te pui, mă, uite-o mereu. Bă, dacă eram eu locul lui, mă, și-mi doream. Da, și mă, da, dai seama. Dacă îmi doream și eu și mă. Dar mereu l-am ajutat, mă, Vasilică, n-am scos cu tine bani din oraș, n-am fost băia cu tine mereu, mă, când aveam câte un milion, câte două. Adică, dacă aveai cadă, ești sigur că eu dacă aveam cadă, instant îl băgam, normal că îl băgam la cadă. El săracu n-a făcut baie de vreo 12 ani, mi-a spus. I-ai spus și nu a avut? De 12 ani n-a făcut și-l baie. Îi bate Dumnezeu, bă, lui a tăiat curentul, lui a mă. Lui a tăiat curentul, ca să vezi oameni. Ce? Botonul, i-a tăiat curentul, Vasilică, știi, nu? Dar Vasilică, în tinerețe, mai făceai baie pe la canal, nu? Înainte, nu? Dar acum nu mai poți. Acum nu mai poți. Cum făceam, mă, tu cum făceai? Dar înainte mai poți la canal, acum nu mai poți la canal, cum făceai tu înainte, nu? Când erai flăcău. Nu făceam, frate, că mi-era frică. Ați, era frică de canal. Dar știi să nu-ți, Vasilică, nu? Ce să nu-ți, nu? Eu credeam că știi să rămâns ca un... Bă, dar tu știi ceva? Tu cred că nu știi asta. Tu nu știi că e prima oară în viața m-am mântat cu tine la canal, nu știi? Ce? Ba da, nu știi că te necai și te scoteam, se era frică, te aruncam cu japca. Țipai și tu și Toni, nu știi? Nu știi, bă, că te era frică și ție și lui Toni și spuneam, bă, eu spuneam, bă, că te bag, tu nu, bă, cum mă moră, mă, că nu știu ce. Zi, bă, cât dacă am făcut cu asta, acum l-ai făcut, cât îmi dai dacă ce? Cât îmi dai dacă am făcut acum? Unde? Pe gard. Poți pe gard acum? Hai, fac, mă, direct, nu cât. O 100 de pounds. Haide să mor tu, haide, hai. Hai să văd dacă poți, hai să văd că mi-ai zis că poți, antrenament. Hai să mor tu, flicul. Da așa, pe stradă din rondă flic. Nu, nu. Haide mă, fă rondă flicul. Fă mă să văd acum ți-e frică, nu pot. Trebuie pe gard să fac, nu poți să fac aici. Pă ce gard, ce gard? Uite gardul ăsta, de ăsta. Mă, ce vrei să faci? Ce gard, ăsta? Nu, acasă, pe stâlp faci cum făceam înainte? Știi cât am? Minte, cum făceai la... Am făcut pe stâlp, nu mai minți, la lumina, pe toate stâlpurile făceam peste cap, nu minți, că mă faci de râs în videoclipuri. Eu te-am învățat asta, zic, Bahoi m-a învățat zile. Nu, cred că poți. Dacă cazi în cap, nu-i vina mea. Ai grijă, că nu te-am obligat. Pă bune, dacă Doamne ferește cazi, că n-am fără antrenament, fă un pic de sărituri pe spate. Ia uite, ia uite, vă spume, spume, ia uite-l. Crezi că poate? Da, mă-ți dau. Da. Mamă, ce animal se vede, mâncați așa, te văd, hai. Da, mă, mânca șoareci. Hai, mă, trei ore. Nu mă trebuie, prete, că mi-a așa pus, când mai fi nevoie. Pă, hai la școală, pe undeva. Aici. La
greu că e bordura. Păi și acolo e bordura, nu știu care, aici nu știu ce. Și uite pe gard, ăsta-și fac după gard. Vezi, nu ești pahoi însângerat. Uite acolo. Acolo, mai... acolo poți fac. Unde, acolo, la, gar, la peretele ăla? Da. Păi și acolo are margine. Nu, e bine acolo. Ai, perfect. Hai repede, hai. A, dar dacă mai ciobă, nu. Hai, mă, acum mereu, hai de pe ăla. Va spume. Bun, vin acolo. Hai mai repede, că mi-e strigem, momentele, minutele. Nu zici, mă, să nu plece, mă. Hai, mă, că nu pleacă. Da. Îl urmărim după aceea. Au ce a ajuns școala. Trebuia să bag filtrul de microfon ca să nu mai se audă vântul. Vezi, sunt deții de margine. Oare mai poți? Da?